v-am regăsit, iubiți telespectatori, a emisiunii Spirit și Credință, de aici din Timișoara. Claudiu Teareșan vă menește doar de bine și vă și dăruiește ceva frumos. O rememorare a locurilor speciale din zona noastră, Săvârșinul, de care toată lumea în ultimii ani s-a apropiat afectiv și datorită apartenenței familiei regale la cele ținuri, dar și datorită istoriei oarecum legendare, încărcată de istorie cu prinți, cu regi, cu prințese, cu nobili și cu evenimente nu totdeauna simple și de multe ori chiar dramatice, care au schimbat echilibrul în acele părți. Dar nu e vorba aici doar de Săvârșin, nu e vorba doar de marile familii ale Banatului și ale Imperiului Austro-Ungar, care au marcat destinele multora dintre cei care au intrat în contact cu ele, ci e vorba de bunăvoința de a reconstitui istoria, de bucuria de a păstra elementele de forță ale culturii și spiritualității noastre într-un con de lumină. Turnul de Fildeș e o opțiune, dar atâta vreme cât nu se bucură măcar încă un suflet, cum spunea fericitul Augustin după ce și-a terminat confesiunile de mărturia ta, lucrurile parcă nu sunt complete. Trebuie să scrii și pentru alții, trebuie să scrii pentru ca și ei să înceapă să citească și să scrie la rândul lor dacă au acest talent. Cum e cazul invitatei noastre din această zi, pe care o salut cu toată reverența și afecțiunea, doamna Adriana Blaj. Salut mâna! Bună ziua și bine te-am găsit! Și v-am găsit pe toți cei care se uită la noi. Exact. Este un destin binecunoscut celor familiarizați cu scena înaltă a Timișoarei. Domnia sa a fost ani buni manager de relevanță în Timișoara și în Banat. A trecut și prin zona politicului cu succes și cu amintiri probabil dulce amărui ca pentru fiecare dintre protagoniștii acestei zone. Dar și-a descoperit și, spuneam, talentul, pentru că e realmente un talent, este un har, de a reconstitui istoria, iar pretextul acestei întâlniri cu domnia sa este tocmai recentul volum Vukovici, o carte impresionantă, masivă și încărcată de istoria locului, Vukovici, vremuri trecute, vremuri prezente. O emblemă, un blazon, o familie binecunoscută istoricilor și iubitorilor de sensibilitate culturală, o carte excelent ilustrată și foarte bine scrisă, în care dinastii întregi, familii reprezentative își împart scena, pentru că în opinia mea e ca un film așa de structură epopeică, spița minunată consacrată de John Galsworthy în Forsyth Saga sau Familia Thibault. E un prim volum, sunt convins că doamna Blaj, ea încă ezită, dar sunt convins că nu se va opri aici și ca să marcăm acest debut am invitat-o alături de noi. În primul rând, începem cu sfârșitul, cum s-ar zice. Cum v-ați descoperit bucuria aceasta a scrisului și a adunării între coperți a trecutului? Eu sunt chimist de meserie, să zic așa, și îmi place foarte mult analiza în profunzime, vreau să cunosc totdeauna originea, de unde pornește totul. Am avut bucuria pe parcursul carierei mele să gust din această plăcere în a studia, a cerceta, a afla cauza unor rezultate, mai ales în biochimie, un domeniu fascinant, și am avut, cred că dintotdeauna, o fascinație pentru familiile nobile, pentru casele regale, cu toate că, sincer să fiu, în copilărie și în prima tinerețe, aveam serioase dubii că au existat sau că există cu adevărat. Altfel, nu rămân în sfera poveștilor. Atunci când am descoperit că au existat cu adevărat și în proximitatea mea, atunci, într-adevăr, am devenit pasionată. Hai să începem cu o continuare, să-i spunem, firească.
E o obsesie pe care trebuie să o relevăm, iubiți telespectatori, pe întreaga planetă, nu doar în sfera noastră, să spunem, sud-est europeană, față de novelties, da? Față de elementele de familie, iată, regală, cea britanică sau cele din nordul Europei, Norvegia, Suedia, Olanda, față de foștii regi și țari sau Kaiser din toată Europa și din toată lumea. Sunt sute de publicații care câștigă foarte bine de-a lungul a multe decenii deja din doar aceste subiecte, ce se întâmplă în familiile regale, mai ales în Germania, este o adevărată cultură, sunt câteva zeci doar acolo, care se ocupă de încoronați și de destinele lor actuale și trecute. Sunt apoi nenumărate cărți, doamna Adriana Blas, despre aceste familii mari, despre arborele genealogic al unora dintre ele, despre mai știu eu, clanuri care de-a lungul secolelor au făcut deliciul și istorie de scandal. Și nu vorbim doar de familii precum Borgia sau Medici sau altele din Italia renascentistă sau de iată clanuri cum este cel al Mocioneștilor din, exact, din Banat sau al Cazabanilor din Sud sau al, mai știu, paleologilor din spița noastră boierească. La noi lucrurile sunt stratificate pe perioade diferite și pe provincii diferite. Nu putem vorbi de un patrimoniu comun al României de azi. Iată, simpla împărțire între cele trei imperii, Moldova în zona sovietică rusească, mai precis înainte de instaurarea puterii de la 1917, țara românească, Valahia, în sfera boierimii fanariote, sudice, da, cu influențele, reverberațiile turcești și balcanice majoritare, iar zona noastră, Banatul și Transilvania, cu influența austro-ungară, habsburgică, foarte puternică, culturiată pentru germanitate, pentru familiile de acolo și toate și legăturile care și legăturile concrete, sigur. Să nu uităm că au fost căsătorii. Extrem de puternice. Da. Știți chiar mai bine decât mine și de aici... Nu cred că știu mai bine. Și de aici, ba da, după cum am citit, am avut bucuria să străbat această carte, n-am avut niciodată pasiunea pe care ați demonstrat-o dumneavoastră în a reconstitui exact aceste link-uri, ca să vorbim în terminologia momentului, așa, aceste legături foarte intime între cei de aici și cei de acolo. Exista sentimentul ăsta de aici și acolo acum 150 de ani? Exista, pentru că vreau să fac o mică paranteză. Poate pasiunea mea pentru istoria și pasiunea în general a celorlalți mulți pentru regalitate, pentru nobilime, nu vine neapărat din, sau numai din aspectul spectaculos. Pentru că este o grandoare, este o eleganță care toți visăm. O emoție pozitivă. Exact, da. Care să zicem că toți ne bucurăm de ea. Dar vine și o tradiție, o cultură, o demnitate, toți membrii acestor familii erau, mă rog, toți. În cazul meu, din păcate, istoria mă contrazice. Aveau o demnitate, aveau o educație, aveau un mod de a relaționa extrem de elegant. Aristocratic. De acolo vine și noțiunea. De acolo vine cuvântul. Și asta este un lucru care pe mine m-a fascinat. Pe mine puțin urâtul, grobianul, mă deranjează, da. Nu-l, prefer să-l evit. Am înțeles. Nu-i deci, frumos, dar știu că e real, există. Ba, frumos e, sănătos, nu e? Pentru că suntem obligați să ne amestecăm în toate mediile. Da, dar mă strădui așa, da, să calc pedale uscate. Așa este. În antichitate, societatea așa a fost și structurată. Erau sclavii care munceau de le săreau, cum spunem noi, ochii sau capacele, ei țineau întreaga societate, erau apoi oamenii liberi care și ei munceau din greu, dar aveau și drepturi ca cetățeni
egipteni la Roma sau la Atena sau în Egiptul Antic sau în alte părți ale lumii pe atunci locuite. Și apoi erau aristocrații, erau cei care prin naștere, prin apartenența la un clan, la o gintă, cum spuneau romanii, aveau niște obligații. Aveau obligații uriașe, dar și drepturi supreme. Să nu uităm că războaiele erau duse de ei, deci la capitolul obligații și riscuri, toți erau obligați să participe cu armele și cu inclusiv cailor, de aia se numeau cavaleri, categoria intermediară între oamenii obișnuiți și aristocrații erau cavalerii, o clasă socială foarte bogată la Roma, cel puțin, și pe lângă drepturile acestea de vot, de a fi ales, de a conduce oarecum pârghiile societății, aveau, cum bine spuneți, foarte multe îndatoriri. Ei răspundeau cu viața, cu mintea, cu sufletul și erau de foarte multe ori și obligați să facă meserii de vârf. Juriști, pontifi, administrați. Administratori, da, exact. Eu zic că poate dorința și inclinația mea spre această categorie de caractere, de oameni, m-au făcut să iubesc acest domeniu. Și uite că soarta mi-a dat să-mi parvină documente care m-au făcut să mă scald. Să mă scald în lume, între oameni, între istorii a unor oameni de bună calitate, sunt oameni niște medii extraordinare care trebuie să recunosc că mi-au provocat așa o bucurie și o mulțumire, încât mi-am dat seama că ca să scriu această carte nu mi-este greu. Vine din suflet, vine din dorința de a reda impresia care mi-au făcut-o și de a scrie, de fapt, despre niște lucruri reale care eu cred că sunt la ora actuală ușor lăsate, cum ai spus, într-un cont de umbră. Da. Eu cred că noi trebuie să ne scoatem în față, să ne evidențiem trecutul nostru, ca să să știi cine ești, trebuie să știi cine au fost înaintașii tăi. Din cine te tragi. Cred că este o datorie a noastră, a tuturor celor care pot, știu, au această îndemânare, să ne reevaluăm istoria la justa ei valoare și să vedem că, de fapt, ea este puternic integrată, așa cum ai spus, în istoria Europei de vest. Deci, legăturile au fost extrem de Deci familia Vukovici, care practic era trăitoare în Veneția, se plimba cu atâta ușurință sau avea acces la curtea împăratului Leopold I, la Milano, la Viena, la Budapesta, în egală măsură și la Timișoara, chiar considerat fiind un centru care trebuia și întărit, dat fiind toată zona asta, dat fiind vecinătatea Imperiului Otoman. Deci, uite-te, acești oameni erau adevărați europeni, universale, aș zice. Da, știi? Da, exact. Chiar și acum, trebuie să dovedim că și noi, clar, am făcut parte din acest sistem. Da, fără să realizezi, poate, dar conștientizând în sinea ta acest aspect, dragă doamnă Adriana Blaj, ai intrat în cea mai modernă modalitate de a reconstitui istoria. Deci în ultimele decenii, ultimele două decenii, istoria mentalităților a devenit domeniul de referință al marilor sinteze. Nu se mai fac culegeri de date și de informații, pentru că, har Domnului, s-au făcut în mai toată lumea. Și există sisteme moderne. Și se poate căuta ușor, absolut. Se poate identifica. Documentele, majoritatea, sunt traduse, sunt evidențiate acum. Trebuie să înțelegem exact cum trăiau acei oameni, ca să înțelegem cum să trăim și noi și cum să le evităm greșelile, cum să le repetăm succesele. Și atunci vreau să spun, chiar recent la Polirom, o să o prezint data viitoare telespectatorilor, Orlando Figgis, un foarte bun istoric britanic, care ne-a dăruit o istorie superbă a Rusiei, dansul Natașei, metafora din titlu, a produs foarte de curând, acum un an și ceva, o carte numită Europeni, în care practic găsește
toată dezvoltarea planetară a Europei, care în secolul XIX a fost modelul unic de comportament civilizației pentru toată planeta, toată lumea tinde aici, încă SUA nu exista ca model, și ne povestește prin trei biografii doar, exemplare și cu zeci de mii de documente conexe, reale, cum s-a ajuns la, spune el, călătoria fără frontiere a valorilor culturale. Practic, frontierele erau foarte dure, foarte riguroase, erau războaie chiar pentru a le proteja, dar valorile culturale, spirituale, circulau în voie datorită artiștilor, scriitorilor, intelectualilor și acestor membri ai familiilor nobiliare care aveau liberă circulație. Și se oprește la o celebră mezzosoprană, care era diva Europei pe atunci, soțul ei, care era director de operă la Paris, la Viena, și de un manager excepțional, și prietenul lor, Ivan Turgenev. A fost un triunghi care s-a schimbat în toate felurile, chiar și amoros, interesant de tot, o carte care merge exact pe zona aceasta a reconstituirii din interior a istoriei. Am găsit și eu mai multe cărți, mă rog, după ce am tipărit sau s-a tipărit cartea, mai multe persoane, mai mulți scriitori sau mai multe persoane din zona de vest a Europei, chiar uită, Anglia, Olanda, care au fost fascinați și tentați să cunoască această zonă a noastră, deci înseamnă că reprezintă ceva. Sigur. Dacă o persoană străină care niciodată n-a știut că, mă rog, ce se întâmplă sau ce înseamnă mai mult decât Transilvania, a ajuns să fie fascinat și să-și petreacă ani de zile cercetând locații ale unor castele, descoperând, căutând urmașii acelor familii, intervievându-i și întrebându-i exact ce înseamnă să fii nobil, ce a însemnat să fii nobil, ce a însemnat de azi pe mâine să fii paria, să fii exclus, să fii deposedat, pentru că eu cred că asta este o dramă foarte mare a unei familii. Norocul meu că n-am trecut prin așa ceva. De multe ori mă întreb cum au putut trece fără sechele, fără sechele grave. Sunt foarte grave, chiar l-am avut recent într-una din ediții telespectatorilor, știu, invitat pe domnul Victor Boșcovăț, care se ocupă de aceste destine frânte, foștii refugiați, foștii transferați, foștii alungați din Ardealul de Nord, din Transnistria, din Bucovina, din Cadrilater, oameni care au pierdut tot ce aveau și au trebuit să reconstruiască tot și au rămas cu răni uriașe. Deci au pierdut tot material, dar după aceea și-au pierdut membrii de familie. Evident. Dar și-au pierdut rostul, și-au pierdut rostul, în primul de, cum zice românul. Și și-au pierdut, eu știu, scopul, adică ei reprezentau, și ei reprezentau, și nu numai, ei reprezentau la un moment dat zona de echilibru și de protecție a unor sate, comune, domenii întregi, unde oamenii, dincolo, se spune că erau exploatați, da și nu. Poate că în istoria mai veche, dar în anii 1800-1700, nu, pentru că cunoscând istoria, aflând direct despre relația familiilor din Săvârșin cu nobilul din zonă, Hunedoara, de exemplu, mi-am dat seama că era o relație perfect corectă, în care el se simțea obligat și dator să grijească de comunitate, să o ajute, să o susțină, să îi împrumute, să le recompenseze munca și serviciile. Deci oamenii nu erau chiar atât de, poate că în zone mai sărace. Eu vorbesc de Săvârșin pentru că pe ăsta l-am analizat. Bineînțeles că atunci când vorbim de un Gabriel García Márquez, de un Grec de singurătate, lumea spune că de fapt personajul adevărat este acel Macondo, localitatea unde se desfășoară toate poveștile acelea, când magice, când reale. Cu siguranță Săvârșinul este miezul care centralizează și catalizează această carte despre familia Vukovici și rădăcinile ei și urmașii ei foarte interesanți. Așa că, așa cum începe și cartea, am să vă întreb ce înseamnă Săvârșinul pentru dumneavoastră. Constat
că pentru mine Săvârșinul a devenit un fel de l'ombelico del mondo. Pentru că mulți ani, foarte mulți ani, preț de 40 și ceva de ani, existența mea s-a învârtit în jurul acestei localități. Pentru mine a fost o surpriză și cred că mi-a intrat într-un fel în sânge. Continui să cred că Săvârșinul are ceva magic, pentru că prea multe persoane s-au lăsat cucerite, au fost cucerite de Săvârșin. Mă refer ca și mine, persoane străine de zonă. Nu știu ce farmec are. În primul rând și natura îl avantajează, oamenii. Eu zic că este un loc magic, pentru că eu am fost cucerită de acest Săvârșin în momentul în care l-am cunoscut. L-am cunoscut odată cunoscându-l pe soțul meu, care era din Săvârșin și care avea în suflet o mândrie și o dragoste pentru Săvârșin. Cred că era congenitală, pentru că și părinții lui, tatălui și bunicului avea aceeași mândrie a locului. Am descoperit pentru mine o lume magică. Mi-amintesc că fosta mea soacră, înainte de a ajunge la Săvârșin, îmi spunea că, de fapt am spus și în carte, că au o casă la Săvârșin și că Săvârșinul este ca o mică Vienă și că ei sunt, nu ca o mică Vienă, ca un sat german sau german, austriac. Austriac, și că, de fapt, la ei este ca în Elveția, la care eu, nevăzând la vremea nici Elveția și fiind doar așa, având-o în imagini, am râs în sinea mea și am zis, na, exagerează. Ca ajungând acolo, o să-mi dau seama că, nu știu dacă poate fi comparat cu Elveția, dar oricum este magic. Cel puțin noi am avut norocul să avem o casă așezată în mijlocul satului, dar fără vecini, pe malul unui râu unde suntem numai noi și încă două case. Deci, practic, de la noi se vede tot satul, se vede castelul, dar noi nu avem vecini. Avem vecini, mistreți, căprioare. Deci pădurea nu-i departe. Pădurea este de jur împrejur, este o liniște desăvârșită și într-adevăr este frumos. 45 de ani, toate drumurile noastre au dus spre Săvârșin, unde am avut bunici, străbunici, înaintași și prieteni de valoare. Așa este. Unde și era și castelul, dar din întâmplare. Din întâmplare, așa, da. Ca din întâmplare. Un loc cu adevărat încărcat de farmec și de un pic de vrajă tradițională, frumoasă, unde ați avut privilegiul și bucuria de a lansa această carte în urmă cu câteva săptămâni. Recunosc că această carte, deci, cunoscând pe cele două doamne, bine, era un grup de intelectuali vechi. Suntem în preistoria cărții acum. Da, în Săvârșin era multă lume bună, din păcate rărindu-se în ultimii ani, dar o tradiție în intelectuali, în oameni de cultură, da, oameni de altă, sigur, vecinătățile unor nobili, pentru că Săvârșinul este valabil în contextul poziției sale pe Valea Mureșului, unde se găsesc atâtea case nobiliare și aceste familii se cunoșteau, erau prieteni, se vizitau, făceau schimburi culturale, invitau somități care să performeze la sindrofiile lor, deci era un nucleu foarte puternic intelectual. Eu am avut șansa să cunosc două doamne din vechea generație a nobililor, Itala Brentonico și Fiametta Vukovic. Doamnele au avut un istoric comun, dar un parcurs, aș putea spune, ușor diferit. Amândouă fiind totuși victimele vremurilor noi, pentru că momentul în care ai fost cineva și înainte de 45. De 45 și pe urmă ai devenit nimeni, nu este ușor, dar aceste doamne au reușit să treacă foarte elegant și m-am îndrăgostit de ele, îmi petreceam, pentru mine Săvârșinul devenea din ce în ce mai interesant datorită întâlnirilor cu aceste doamne. Care se lăsau cu povești, cu amintiri, cu multe obiecte, povești. Cu în momentul în care m-am trezit în
brațe cu o cantitate foarte mare de documente din partea fiametei, prima dată am fost copleșită, am zis că n-o să reușesc să le parcurg, după să le care m-am scufundat într-o istorie fantastică. Deci nu am crezut că această doamnă, care preț de 40 de ani, aproape 40 de ani, a fost permanent în viața noastră, pentru că a devenit, apropiindu-se de bătrânețe, s-a apropiat tot mai tare de noi, datorită faptului că a fost prietenă din copilărie și colegă la școală cu socrul meu, a devenit ca o rudă apropiată. Și atunci am pătruns mult mai bine poveștile, le-am înțeles. În momentul în care am citit aceste documente, mă gândesc că am avut o șansă unică ca să găsești documente nu a unei familii nobile, ci a 4-5 familii nobile. Este adevărat că amestecate, trunchiate, parțiale unele, dar a fost un univers, un întreg univers, care la început m-a speriat, pe urmă m-a fascinat și pe urmă am simțit nevoia pentru doamna atunci când ne-a rugat să o luăm în întreținere, ne-a spus că știu că sunt săracă și nu vă pot oferi nimic, dar totuși, datorită faptului că îl știu pe soțul tău de când, asta mi-a spus mie, de când s-a născut, poate totuși sunteți drăguți să mă ajutați la bătrânețe. Adevărul este că, de fapt, Antifia Meta ne-a lăsat o comoară. Modestia cu care ea s-a prezentat în fața noastră a fost de admirat. Pentru că, realmente, pentru mine, tot de noblețea ei, a fost o comoară. Și singurul mod în care eu am considerat că pot să îi mulțumesc pentru acest lucru a fost să scriu această carte în care să eternizez într-un fel, dacă se poate spune, poveștile ei și istoria ei. Pe urmă am mai avut o obligație, revenind la pasiunea, la iubirea nemărginită a soțului meu pentru Săvârșin, tot timpul m-a rugat în ultimii ani să fac ceva, să fac ceva cu aceste documente. Ideea s-a conturat că va fi o carte și m-a rugat foarte mult ca această carte să fac tot posibilul să apară. Și a apărut. Din păcate, nu atunci când am vrut eu, aș fi dorit din suflet să o vadă și să se bucure de ea. Dar sper că totuși se bucură și pot. Sunt convins. Să știți că, apropo și de Fiametea, ca să fac o paranteză de speranță și de contextualizare culturală și spirituală, pentru că suntem la emisiunea Spirit și Credință, cel mai complex și mai frumos sentiment al celor vechi și a celor noi din repertoriul creștin este acesta al împărtășirii sfinților. Communio Sanctorum pentru cei vechi nu însemna împărtășirea cu performerii, doar cu sfinții, cu cei care au devenit campioni la viață spirituală, la mistică, la ieșire, la disprețuirea materiei, ci cu toți cei ai noștri. Ai noștri însemnând fie acele statuete cu lar și pe nas pe care romanii le purtau peste tot, pe care Eneas le-a luat în cârcă și a fugit pe un umăr tatăl său, pe altul acest strămoși, ca să întemeze noua Troie în momentul în care ea ardea. A fost singurul care a fost trimis de zei să construiască noua Troie. Exact. Da. Și comunio înseamnă împărtășire. Înseamnă împărtășire de suflet, de minte, de gând. Creștinii mai adaugă și rugăciunea. Ne putem ruga pentru cei dragi noștri, pentru că și ei cu siguranță se roagă de acolo de unde sunt pentru noi. Deci, nu trebuie să avem dubii la capitolul ăsta, că suntem creștini sau nu. Sufletele există, nu suntem doar materie și împărtășirea aceasta este cel mai frumos mod în care ne putem raporta la cei plecați și pentru a-i simți prezenți. Cred că cea mai frumoasă inscripție pe care am găsit-o vreodată pe o piatră tombală este la cimitirul acela minunat din Cluj, care e monument istoric, de lângă Universitatea Babeș-Bolyai, deal. Bunicul meu și mama și bunica sunt îngropați acolo și când îi vizitez, trec mereu pe lângă acel mormânt de secol 18, unde scrie mare și frumos în latină, absentes ad sunt.
toți cei prezenți sunt aici, sunt prezenți de fapt, sunt de față, sunt printre noi, nu sunt aici, sunt printre noi, sunt alături de noi. Așa că cu siguranță se bucură domnul Blaj. A fi sigură că lucrurile se împlinesc, am avut bucuria, am fost practic îmi consider că așa, mi-am achitat o datorie morală, imensă, este imensă. Faptul că am făcut această lansare tocmai în săvârșit. Am fost foarte bine primită, am fost foarte încântată că săvârșinenii au fost mândri, că scriu despre ei, scriu și despre oamenii de rând, nu numai despre nobilii din zonă, iar eu am avut senzația că chiar mi-am îndeplinit până la capăt această obligație morală, care mi-am asumat-o de fapt, că nu mi-a impus-o nimeni din exterior. Așa că acum cartea poate să meargă mai departe. Așa este, ați spus de comoara pe care a lăsat-o Fiametta, să nu-și imagineze oamenii că a îngropat aur în ziduri, o grămadă de bani, aur în ziduri, da, sau că v-a lăsat mii de hectare, din potrivă, dar iată, avem mărturii vii și ați adus câteva dintre ele ale istoriei adevărate. Haideți să ne arătați ce mai frumos. Am vrut să spun că, mă rog, comoara care mi-a lăsat-o Fiametta, de fapt a fost o femeie extrem de săracă și familia ei a suferit. Deci una din cele mai mari probleme ale acestei familii este tocmai sărăcia Lucie, motiv pentru care ele spuneau cu amărăciune că mie comuniștii n-au avut ce să-mi iei, că nu aveam nimic. Deci au avut grijă anumiți membri. Dar au avut, în schimb, o istorie extrem de bogată și valoroasă. Numele de Vukovici poate oamenilor de rând nu le spune nimic, ba din contră are rezonanțe slave, deci nu... Îl asociază cu Banatul. Nu îl asociază nici cu Banatul, nici cu Ardealul, dar de fapt, istoria lor este extrem de glorioasă și de veche. Și am constatat că doamnele știau exact, cu toată sărăcia și modestia, știau exact cine au fost strămoșii lor și au reușit să-și păstreze, au vândut tot ce s-a putut, au pierdut tot ce s-a putut, material, dar au reușit să-și păstreze câteva lucruri incontestabile a tradiției lor. În primul rând, au păstrat cel mai vechi document, de fapt, cel mai vechi document. Documentul nu e așa de vechi, este din 1831, dar este un extras din documentele Veneției, Veneția, da, bibliotecii din Veneția, unde se povestește istoria lor și unde se spune clar că erau nobili înregistrați, adică nobili adevărați al Veneției și ei, familia se trage de la 1435 din Trapezunt și acolo au fost nobili de vază, n-au fost oameni de rând, în așa măsură încât au fost trimiși ca și soli în Veneția să ceară ajutor și să permită comnenilor și nobilimii și oamenilor bogați din Trapezunt să se retragă în Veneția, unde au fost foarte bine primiți. În al doilea rând, li s-a recunoscut titlul de cavaler, cavaler al Ordinului Sfântul Gheorghe. Erau declarați conți. Da, sigur că da. Și, deci, asta se întâmpla pe la 1700 și ceva. Da. Datorită faptului că în Veneția nu au trecut neobservați, ci din contră au contribuit la creșterea și înflorirea orașului, s-au evoluat foarte bine și au reușit să ajungă, așa cum ai spus, clerici, avocați, notari, la curtea diversilor nobili, administrator, la curtea diversilor nobili, motiv pentru care activitatea lor a fost recompensată prin un titlu de noblețe de la 1659 semnat de Leopold I. Document pe care eu l-am în mână. L-am redat și în carte, dacă l-am. Din păcate nu l-am adus, dar l-am văzut, există, așa că pot să vă confirm. Există și știm foarte bine ce scrie în el. Lucrurile au evoluat, familia a crescut. Sigur că ramurile
s-au împărțit. Ramura Vucovici, care ajunge în Banat, era o ramură de comercianți. Al inițio, tot comercianți erau. În Trapezunt, majoritatea asta făceau. Tradiție levantină. Exact. Da. Și atunci familia respectivă s-a orientat spre comerț și spre zona de graniță a Imperiului, spre Banat. Ei fiind ortodoxi, această ramură, mulți dintre ei au trecut la catolicism, au și îndeplinit funcții, adică au devenit clerici, ei au rămas ortodoxi și au migrat înspre Novi Sad, Opatia, Rijeka de azi, mă rog, da. Atunci în aveau alt nume, da. Oricum făceau parte din Imperiul Austro-Ungar și au ajuns în final la Berexău, pe care l-au cumpărat, l-au dezvoltat și au fost și înnobilat această ramură în 1791, de data aceasta de Leopold al II-lea. Acest titlu este mult mai somptuos, mult mai elaborat, dar la fel de valoros ca și cel dinainte. E doar o confirmare a celui dinainte. Era o confirmare și o întărire. Și o întărire a dreptului de a face comerț pe întreaga suprafață a Imperiului, pe apă și pe uscat. Ei, această superbă familie și bogată, care se înrudea cu, începuseră să se înrudească cu alte familii din Europa, a avut de fapt o soartă până la urmă tragică și așa cum se întâmplă și în alte situații, generații întregi adună și este suficient o generație să distrugă și să îngroape acea familie. Așa s-a întâmplat cu Sava Vucovici, Sava II Vucovici, tânăr născut, adică născut la Opatia, dar crescut la Fiume, cum se zicea înainte, dar crescut și educat în Berexău, pentru care tatăl a vrut să facă totul pe lumea asta, normal, l-a transdus la Budapesta, a făcut cele mai bune facultăți, în Budapesta aveau un castel, o casă, care are și acum blazonul. Un palazzo, cum zic. Un palazzo, da? Exact. Care și acum are blazonul pe ea. Ce n-a gândit, deci ei fiind toți ortodoxi, ce n-a gândit tatăl a fost că acest tânăr, odată cuprins de vraja Budapestei, va fi cuprins și de dorința de a deveni maghiar. Am înțeles. A învățat limba maghiară, a trecut la catolicism, a aderat la principiile lui Kossuth, a făcut parte din gruparea lui, a luptat pentru eliberarea Ungariei de sub... Da, la 1848. 1848, a ajuns ministru justiției în acea perioadă, a avut o corespondență foarte bogată, am găsit aceste documente, familia nu le-a mai păstrat, deci le-am găsit în arhiva muzeului din Arad, în care sunt toată corespondența lui cu primul ministru, cu comiții, cu activitate foarte prodigioasă, dar din păcate păguboasă, pentru că în înăbușirea acestei revolte, el trebuie să fugă din țară. Și familia rămâne, practic, se confiscă totul și rămâne săracă pe la rude, stând pe la rude, pentru că pe parcursul anilor această familie s-a înrudit și și-a împletit destinele extrem de puternic cu familia Urmeni, alți nobili din zonă, cu familia Dadani de Giulvăz, tot din zonă, cu familia Cernovici, deci astea erau familii care nobile din Banat, dar și cu familia Kinski și prin această familie din Boemia, cu tradiție și cu titluri înalte de nobil. Nu arăt telespectatorilor. Da. Li s-a deschis, practic, ușile Europei. Pentru că sora soției acestui Sava II era căsătorită cu contele Kinski. Copiilor erau veri cu copiii familiei Vucovici și i-au ajutat foarte mult. După emigrarea lui Sava II la Londra, unde a și murit, familia a stat în casa familiei
Dada nu și-a mai revenit niciodată și pe urmă s-au mutat în casa familiei Urmeni, care, mă rog, erau rude apropiate prin căsătorie. Dar soarta fetelor Vukovici, pentru că Sava a avut doi copii, un băiat și o fată, iar băiatul, care, mă rog, s-a născut în condiții grele, avea la rândul lui două fete, Elisabeta și Ifigenia. Și acum aș vrea să fac o precizare, o explicație. Cartea are două părți, ca să zic așa. Partea de istorie, care cred că eu puțin am lăsat-o să fie prea bogată. Nu, și eu zic că nu. E un pic romanțată, dar e foarte bogată. S-ar putea ca pe unii să-i plictisească și nu mai au răbdare să treacă la partea a doua. A partea a doua este, de fapt, istoria trei femei, ultimele trei Vukovici, care au fiecare propriei drum și propria ei dramă. Pe mine asta m-a fascinat. Dintre cele trei personaje, Elisabeta, Ifigenia și fia Meta, prietena și doamna noastră, a avut o existență fantastic de zbuciumată, interesantă, bogată. Deci ea este trimisă de familie profitând de faptul că sunt rude cu Vukovici și sunt verișoare, nepoatele uneia dintre Kinski, Mariane Kinski, care era și ea, avea un trecut legat pentru că de zona noastră, pentru că bunica ei era o dadăni de Giulvăz și fusese în tinerețe căsătorită cu baronul Nicolici de Rutna, tot din zonă, avea afinități, cunoștea zona, a venit de multe ori la Berexău și ulterior la Săvârșini, a luat aceste fete care erau sărăcite complet, aveau titlu de noblețe, aveau pielea de câine, cum se spune, dar nu aveau niciun ban, pentru că tatăl lor, de fapt, cheltuise toți banii la jocuri de noroc. Da. Se pare că această boală a urmărit această familie și în Săvârșini toate proprietățile în final și le-au pierdut. Au fost pulberate la jocurile de noroc. Să vă fac doar o paranteză, citind cartea și nu odată, fiindu-vă alături cu mare drag în anumite etape ale procesului de elaborare, nu este prea multă nici istorie, nici literatură și talentul pe care vi l-a descoperit real și de narare și de amestecarea documentelor reale cu cele posibile e dată și de compoziția fericită a cărții, care alternează pasajele de reconstituire cu cele literare. Și aici trebuie să menționăm și bunăvoința prietenii dumneavoastră vechi, Constanța Marcu, ce a inclus și ea niște mici inserții lirice pe anumite episoade despre care nu avem documente. Deci o imaginație de ficțională care se reconstituie. Deci, ca să fiu foarte sinceră, inițial i-am oferit ei aceste documente și ea având experiență de scriitoare, nu m-am gândit că o să pot eu să scriu această carte, ea puțin a fost, în primul rând, copleșită de volumul imens de documente, doi, a avut și o perioadă în familie care nu i-a permis să se dedice acestui subiect și atunci am rămas puțin derutată în primă fază, pe urmă mi-am luat la purul adevăr și am continuat cartea. Revin totuși la frumoasa istoria mamei Fiametei, pentru că îmi pare rău. Fiameta mi este cea dragă și apropiată de suflet. Și dar ea este motorul. Motorul, dar totuși viața ei a fost destul de monotonă. Mult mai interesant a fost mamei, care în prima perioadă a fost o viață de lux, școlită la Trinitate dei Monti. A stat 20 de ani în casa mătușii ei, Mariane Kinski, care făcea parte din protipendada Lumea Bună a Romei. A cunoscut o groază de personalități și a avut șansa ca în vacanțele care le petreceau la Arco, în nordul lacului Garda, să cunoască cele mai
de înaltă clasă, nobil, familii nobile din Europa, din Germania, pentru că zona fiind turistică, veneau și turistică, dar și făcuseră parte din partea de din Imperiu, se vorbea germană. Și acolo a cunoscut multe familii, unde a fost invitată de mai multe ori ca și parteneră, ca și însoțitoare. Nu era suficient de bogată să fie egala lor, dar era suficient de educată și de nobilă ca să fie o tovarășă de drum, ca să zic așa. Ei, și a fost o viață superbă, ca în 1914, când a intervenit, a început războiul, să vină acasă, în Săvârșin. Săvârșinul pustit și un modest sat în Transilvania. Mă rog, partea interesantă este apariția fiametei, pentru că ea avea deja 40 și ceva de ani, când prin zonă au trecut niște prizonieri italieni care au adăstat aici mai multă vreme muncind pe domeniile, fiind mare criză de forță de muncă în perioada aia. No. Probabil, vrăjită de amintirile ei italiene și de frumusețea muzicii italiene pe care ăsta o cânta seara, se îndrăgostește de acest tânăr, mai tânăr decât ea, cu vreo 20 de ani, și urmarea acestei iubiri pasagere, pot să spun, s-a născut fiameta. Așa, drama, pentru că este o carte totuși încărcată de istorie, dar și de ficțiune bine temperată, hai să nu dăm tot din casă, doamna Adriana, deși pasiunea de a povesti este insațiabilă și în oral, dar și în scris. Mai avem 5 minute din emisiunea asta care a trecut ca un vis, exact ca și poveștile minunate din cartea dumneavoastră. Trebuie să le prezint telespectatorilor și câteva cărți noi, ca totdeauna, la rubrica noastră de noutăți. Cărți pe care le-am gândit ca asociate cu efortul dumneavoastră. Una este a lui Ștefana Floroaie, distins om de litere din Moldova, din Iași, despre simțul vieții, întrebări, perplexități, credințe, poate fi o prefață a cărții dumneavoastră, pentru că se referă la cum ne contemplăm rosturile și înțelesurile biografice fiecare dintre noi în lumea modernă. Cum ne privim viața, care sunt resursele ei, care sunt revoltele, care sunt posibilitățile în vacarmul acestui timp modern, să ne mai oprim pentru a medita la problematici majore, precum care este sensul biografic al nostru, carte minunată apărută la Polirom, la editura prestigioasă din Iași, tot acolo unde și Andrei Oișteanu, unul din cei mai buni antropologi și istorici ai mentalităților de la noi, ne oferă cartea Moravuri și Năravuri, eseuri de istoria mentalităților, fascinantă, ca mai tot ce scrie domnul Oișteanu, el are istoria ale unor domenii foarte interesante, precum iată pânzeturile până în pânzele albe, politică și delicatese, conotațiile culinare ale puterii și corupției, trupul artificial, cu rogojina în cap și jalba în proțap, stânga versus dreapta, farmecul discret al dihotomiei, creștini, evrei și musulmani în controversă, duelul și onoarea masculină la români. Inclusiv cel mai trist capitol, delictul de bibliocid, adică de uciderea cărților, care nu odată a marcat istoria noastră. Iar dintre, îmi permit să zic, colegii scriitori din Timișoara, nu mă contraziceți, pentru că eu sunt în conducerea filialei și știu ce vorbesc, știu cine sunt prietenii și colegii și colaboratorii, sunteți o scriitoare, chiar și numai prin această carte, care doar trebuie să confirme prin următoarele volume, Lilia Ardelean, o bună prietenă și a dumneavoastră și a noastră, a dat la lumină o minunată carte, așa cum face de obicei domnia sa, Caruselul Destinului, se numește noua apariție, de la editura Diacritic, și ne bucurăm să o promovăm în fața telespectatorilor din România, pentru că dânsa, prin tot ce a compus, iată,
romane ca Diva, romane minunate care au intrat într-un circuit al valorilor naționale, se înscrie și acum pe aceeași linie. De asemenea, părintele Ioan Usca, binecunoscut cititorul pentru seria de părinți ai bisericii care tâlcuiesc Scriptura, 20 de volume apărute în ultimele decenii, se manifestă și ca un prozator minunat. Colecționarea de coșmaruri este cartea apărută la Alexandria Publishing House. Părintele Usca este o prezență foarte solidă și pe mijloacele de socializare, dar iată și în literatura vie a orașului și a regiunii. Mai avem două minute, așa că un îndemn, doamna Adriana Blaj, să luăm și să citim această carte. Mulțumesc! Cartea, cea mai bună definiție care eu am găsit-o legat de ceea ce înseamnă cartea, am găsit-o pe coperta unei cărți care se ocupă, recunosc, de familiile nobile din Ardeal. Și să arătați evantaiul pe care sunt însemnări. Da, sunt evantaiul este lor. Dovada vieții frumoase și somtoase pe care Elisabeta Vukovic, mama Fiamete, a dus-o în prima perioadă a vieții ei, când participând la tot soiul de evenimente, toată lumea scria numele și semna, mă rog, o dedicație și semna. Este o adevărată istorie, am putut să identific multe din cunoștințele și din personalitățile din perioada aia care au scris pe acest evantai. Ce vroiam să spun apropo de carte, că am găsit-o pe coperta unei cărți, o definiție care mie mi-a plăcut extraordinar, a zis că dacă vrem să știm cine suntem, atunci trebuie să deschidem lăzile bunicilor, să scoatem din ele blazoanele, să le ștergem de praf și să le punem în cărți. Exact acest lucru am făcut eu, fără să știu, de aceea am fost foarte entuziasmată. Am scos din lada bunicii mele adoptive, am scos blazoanele, le-am șters de praf și unul dintre ele l-am pus pe copertă. Așa este. Sper din suflet ca această carte să bucure mai multă lume și să demonstreze că o viață este, de fapt, poate fi atât de complexă, poate să fii celebru, să fii pe culmile gloriei și să devii și să te porți în final la fel de elegant, și de nobil, cum zicem noi. Exact. Așa și cum sunteți. Eu aș vrea să fie citită și de actual nobil, să zicem, da, bogați, da, care nu le-ar strica să vadă cum trebuie să se comporte și mai ales cum trebuie să-și onoreze proprietățile în stăpânirea cărora a ajuns. Și blazonul cultural, spiritual, nobiliar. Vă mulțumim, iubiți respectatori, a fost o lecție de viață și a fost o întâlnire cu o generație importantă a civilizației noastre. Până la o altă întâlnire, la fel de bogată, sper, cu spiritul și credința de aici, din Banat, Claudiu Teareșan vă menește alături de invitata sa. Numai de bine!